Câteva versete din Sfânta Scriptură, din Cartea Numeri, capitolul 6, începem citirea cu versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumim Domnului care ne-a făcut prilejul acesta de întâlnire. N-am fost de mult la dumneavoastră și acum am primit cu bucurie invitația de la fratele Sami. Și pentru că e o slujbă de binecuvântare, aș vrea să vorbim despre binecuvântare. Mai întâi am observat că azi a fost ziua cântărilor și a cântăreților. Și ați avut azi cântăreți de excepție. Pe toți Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Cu un plus, că eu am așa o preferință, în Bucovina e cultura asta pentru cântările corale, cu un plus pentru corul adunării. Domnul să vă binecuvinteze. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe micuțul Simeon și Samuel. A spus amândouă numele. E o bucurie pentru familia Bumbar. Să mulțesc Bumbar aici la Siget. Domnul să-i binecuvinteze. S-o cânta frumos despre mama. Domnul să binecuvinteze toate mamele în adunare. Și pentru că eu sunt tată, să binecuvinteze Domnul și tață. Amin. E adevărat, la slujbele de binecuvântare sunt multe detalii, multe amănunte care câteodată cer o preocupare adâncă. La slujbele de binecuvântare suntem foarte atenți cu slujba, cu cântări, cu cântăreți, cu predicatori. Dacă mai sunt și musafiri, să-i primești, să-i pui la masă, să iese bine caseta, probabil să dau certificate, flori. Eu cred că cel mai important lucru, totuși, am experiența asta de viață, e ca în ziua binecuvântării, Domnul Iisus să ia copilașul în brațe, să-l binecuvinteze. Că i-au adus niște copilași la el ca să se atingă de ei, Marcu 10, cu 13. Dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mânia și a zis, lăsați copilașul să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unor ca ei. Adevărat vă spun că cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va putea să intre. Apoi i-a luat în brață și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. În experiența mea de viață, am 60 ceva de ani, am cunoscut că atingerea Domnului Iisus face bine. Face bine. Să-l ia pe Simon acum în brață, Domnul, și să-l binecuvinteze. Am experiența unor slujbe de binecuvântare când Domnul a vindecat. A vindecat copii foarte bolnavi. V-am povestit, cred că aici la dumneavoastră, o fetiță care a fost adusă oarbă, dovedită că e oarbă, era ca o legumă. În momentul când s-a citit cuvântul de numeri, Dumnezeu a dat binecuvântarea. Fata aceea e măritat acum. Pentru că, dincolo de slujirile noastre, de frumusețea, de farmec, o întâlnire, important e ca Domnul să binecuvinteze. Atingerea Domnului. Odată un om a văzut pe Domnul în Isaia, capitolul 6, și a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul. Și a venit un heruvim, a luat un cărbune și a spus, atingând buzele tale, îndepărtez nelegiuirea. Știți că atingerea Domnului ne aduce sfințirea. Era odată o nenorocire, trebuia să se abată asupra Ierusalimului. Erau 6 bărbați cu arme de nemiciri în mână. Dar înaintea acelor bărbați a trecut un bărbat cu o călimară la brâu și au făcut niște însemnări.
Și au venit porunca, trece și nimiciți. Dar nu nimiciți pe aceia care au însemnarea pe frunte, Ezechiel capitolul 9. Că acolo unde o atins Domnul, acolo e protecție, acolo e izbăvire, să-L atingă Domnul. O femeie era bolnavă, 12 ani s-a năcăjut cu boala ei și a spus ea în minte, numai dacă m-aș putea atinge de el, aș fi vindecată. S-a îmbulzit cum a putut și prin mulțimea aceea s-a atins, nu știu cum, undeva pe la spate. S-a oprit Domnul și a spus, cine s-a atins în mine? Și ucenicii, Doamne, dar noroadele te îmbulzesc și tu mai întrebi, nu? S-a atins cineva de mine, că de mine a ieșit o putere. Și în momentul când s-a atins, o secat izvorul sângelui. Atingerea Domnului aduce vindecare. Eu cum vin de la Cluj, toată săptămâna asta la Cluj, pentru că soția mea a fost foarte bolnavă. O refuzat cei de la Suceava să o opereze, o refuzat-o cei de la Institutul Oncologic de la Iași, pentru că are cancer, să o opereze. Și o vine la Cluj și prin mâna oamenilor Dumnezeu i-a făcut bine, acum peste două zile o duc acasă și o splin de bucurie. Dar știu că atingerea Domnului aduce vindecare. Să ne atingă Domnul pe toți în dimineața asta. Să ne ierte, să ne vindece și să ne ocrotească cu îngerii Lui. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Eu azi vreau să vorbesc despre doi copilași. Știu că programul e foarte aglomerat, dar fratele meu a rezervat timp și eu vreau să vorbesc de doi copii, nu de unul. Vreau să vorbesc ceva de Simon, care e aici, și am să mai vorbesc ceva de un prunc, care e tot aici în adunare. Nu știu cum îl cheamă, dar e aici. Vorbim de binecuvântare. Așa să binecuvântați. Pentru că Pavel spunea în 2 Corinteni 4:16 că avem un om de afară și un om dinăuntru. Eu doresc Domnului Simon să-i dea binecuvântări pământești și binecuvântări duhovnicești. Adică și pentru omul de afară, dar și pentru omul dinăuntru. Care sunt, vorbesc foarte scurt, binecuvântările pământești. Bucata de pâine care o mâncăm e o binecuvântare. Geneza 39:5 spune că după ce Iosif a intrat în casa lui Potifar, Domnul a binecuvântat casa lui Potifar și câmpurile și rodul de pe câmp. L-a binecuvântat. Îi pâinea o binecuvântare? Nu știu, auzi, preconizează o foamete. Ba unii spun că au fost înștiințări din partea Domnului. Specialiștii spun că vine criză. Dar eu știu că orice criză ar veni, Domnul are bucata de pâine pentru fiecare. Copilul când se naște în lume, el nu vine ca să ceară. Copilul când vine în lume, el vine cu pâinea lui, dată de Dumnezeu. După Revoluție, s-a făcut un reportaj, cineva a fost la o nevastă a unui preot. Și întreabă reporterul, reporterița ce era acolo, Doamnă, aveți 13 copii, cu dumneavoastră 15. 3 mese pe zi înseamnă 45. Cum asigurați dumneavoastră 45 de porții de mâncare în fiecare zi? Și coana aia preoteasă, o femeie cu minte, a spus, dar noi nu mâncăm niciodată fără să spunem Tatăl nostru. Gândiți-vă că la noi în casă, de 45 de ori pe zi, se spune așa, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și nu ne-a dat Domnul după atâta rugăciune? Nici noi nu ne rugăm fără, nu ne mâncăm fără să ne rugăm, nu-i așa? Ei, și pâinea noastră o cerem de la Dumnezeu. Când vine un copilaj de ăsta, el vine cu pâinea lui, nu vă temem că o să avem copii și ce o să le dăm mâncare. Copilul vine, aduce binecuvântări. Eu după căsătorie, 13 ani n-am avut copii, așa a îngăduit Dumnezeu. Și după ce au început să vină copii, nevasta am însemnat. La fiecare naștere, tot venea câte o mare binecuvântare. Copiii au binecuvântarea lor dată de Dumnezeu. Dar pâinea și lucrurile care ne-s trebuincioase îs binecuvântări. Să le dea Domnul și lui. Am mai scrie în Exod 23:25 că dacă păzești legea Domnului, așa, El va binecuvânta pâinea și apa și va îndepărta boala din mijlocul tău. Sănătatea e o binecuvântare? Mare binecuvântare. Eu când am luat în analiză nevastă mea, după ce luni și poate ani de zile
a fost foarte rău și ea a spus, măi, omule, nu se mai... Hai să mă duc la doctor, că se temea. Și când mi-a dat doctorul, a spus, domnul Cruitor, 100% este cancer malign. Du-te unde vezi cu ochii, nu mai sta. Eu m-am încurajat și am spus, mă duc acasă să o încurajez, că doar eu sunt bărbat. Și când am adus, mi s-au umplut ochii de lacrimi. Și nevastă mi-a spus, e cancer, nu? Da, măi. Ia spune, de la asta, măi, omule, dacă trăim, trăim, dacă murim, doar am trăit atât, am fost oameni pocăiți. Și ea spune, nu te temi, dragul, vezi, treabă. Și ea m-a încurajat pe mine. Dar boala strânește amintire. Am luat-o pe după cap și i-am întrebat, hai să văd dacă știi cine o predica la noi la Logodnă. Și eu zic, da, predicază în Firgărlan, Nicu Bârsan. Și ne-am făcut o trecere revistă, așa, a lucrurilor frumoase. Dar boala îți dă o altă percepere a vieții. A spus, până aici, e gata. Însă Dumnezeu a venit, vorba fratelui, mi-a vorbit mie personal și prin două vase autentice de lucrare va merge, voi îngădui să ajungă pe mâna oamenilor negreșit și va veni înapoi acasă, sănătoasă. Acum Domnul a împlinit juruința și vreau să-i aduc o jertfă de mulțumire. Ce spune? Sănătatea e o binecuvântare? Să-i o dea Domnul și-o lăsimă, dar să-i o dea din plin. Eu n-am fost internat la spital, nu-mi plăcea să merg, mă duceam ca păstor în vizită la spital, era un aer îmbâxit, mă duc acolo, zic, deschide, domnule, geamul ăla. Cineva spune, închide, domnule, geamul, că se face curent. Stătea un aer ăla îmbâxit, nu-mi place. Când am ajuns acum la Iași, la oncologie, și aici sunteți puțini, sute de oameni pe holurile cele, brancardieri cu scaune, copii tineri, fără păr, femei. Vai, m-am speriat ce am văzut acolo. Și am spus, atâția oameni bolnavi sunt aici, cât e de scumpă sănătatea. Dacă veți sluji Domnul Dumnezeului vostru, El va îndepărta boala. Și asta e o binecuvântare. Repet, lui Simon, Samuel, să-i dea Domnul întotdeauna sănătate. Și binecuvântare spune în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 29, se roagă David și spune, Doamne, binecuvintează dar casa robului Tău. Și aici nu se referă la pereți și la acoperiș, se referă la familie, că în versetul 27 spune că Tu ai promis că vei da o casă robului Tău. E mare binecuvântare ca acest Simon să aibă mamă, să aibă tată, să aibă frați, să aibă surori și să aibă o familie binecuvântată. Ieri m-a sunat un frate, un bun prieten de-al meu și mi-a spus, măi Dorin, un prieten al meu care stă în Norvegia, e din sat, de la noi, din Bosanci. Eu când am fost în Norvegia, la el am stat. Un bărbat puternic, proroc, slujitor, 40 de ani, tata a 7 copii. Spune, Dragoș, lui Dorin i-a mai dat o lună de zile. I s-a făcut rău, s-a dus la spital și doctorul i-a spus, cel mult o lună. Acum noi am intrat în post, în rugăciune acolo și am spus, măi, dar să-ți moară tata de tânăr sau mama. Eu nu de mult am fost vara asta la o mormântare, am condus o slujbă la o mamă la 20 de copii, la Gura Solce. Apoi nu vă spun cum arătau 19 copii, că unul nu mai e în viață, în jurul sicriului. Și am spus, ce binecuvântare, așa cum spuneam Psalmul cât 128, și să vezi pe copiii copiilor tăi, doresc ca Domnul să binecuvinteze familia asta. Astea-s binecuvântări pământești, dar avem nevoie de ele. Apoi vine Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 3, spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Să-i dea Domnul și binecuvântări duhovnicești și lui, dar și nouă. Care sunt acestea? În versetul 4, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Alegerea la pocăință e o binecuvântare. Mă uit la dumneavoastră, chemați, vorba din Romane 1 cu 7, să fiți sfinți. Ne-a chemat Dumnezeu să fim sfinți, din sighe, de aici. Eu când eram la lucru, 35 de ani, am lucrat într-un loc, aveam dimineața, luni, dimineața ne întâlneam câte 20 de colegi, printre care aveam cu facultate, ingineri, unii care au terminat dreptul. Dom'le,
Toate discuțiile erau că sâmbătă am fost la băut, mi s-a rupt filmul. Eu am fost la meci, eu am fost dincolo. Odată i-am spus, unul spunea, domnule, am fost la un grătar. I-am spus, domnule inginer, dar matale, numai de băut și de mâncare, doar ai facultate totuși. Sunt alte animale care caută mâncare toată ziua. Matale, nu putem avea o discuție, spune măcar de o carte, spune-mi ceva. Când le spuneai de pocăință, nu pricep, măi. Lasă-mă, măi, cu pocăința ta. Dar chemarea, alegerea noastră pentru pocăință, pentru noi e o binecuvântare. Aș vrea ca Domnul să mai cheme din Sighet oameni la pocăință. Și hai să spunem un amin tare. Domnul să cheme la pocăință de aici, din Sighet, din împrejurările acestea. Sunt locuri, am observat că sunt locuri în care Evanghelia pătrunde tare greu. Locuri în care sunt oameni foarte îndoctrinați. Undeva în zona Fălticenului nu puteam intra cu Evanghelia. Frate-o postit, s-o rugat și-o ajuns la Rădășeni, o comună Rădășeni, la Bogdănești, o mănăstire mare. Și când o intra cu Evanghelia acolo, un frate a avut o vedenie. Se făcea un sfat al duhurilor necurate și o căpenie, o strigat, cine-mi tulbură mie ținuturile? Erau credincioși, veniți să vestească Evanghelia. Să dea Domnul ca aici, din părțile astea, să mai cheme oameni la pocăință. Că și asta e o binecuvântare. În versetul 7 din Efeseni 1 spune, în El Dumnezeu ne-a iertat. Avem iertarea de păcate. Și nu numai iertarea aceea inițială, când s-a pocăit omul, că Domnul îl iartă. Eu mă străduiesc în fiecare zi să trăiesc pocăință. Mă lupt pentru asta. Și înainte de a mă culca seara, mă rog Domnul, spun, Doamne, azi atât am greșit înaintea ta. Că Dumnezeu e Sfânt și îmi cer iertare. Și am siguranța de fiecare dată că Dumnezeu ne iartă. Să ne ierte Domnul și acum, stând aici. Și apoi în versetul 13 spunea de umplerea cu Duhul Sfânt. Și voi după ce ați auzit cuvântul, adică Evanghelia mărturisirii, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt o binecuvântare? Eu îndemn pe cei care n-au botezul Duhul Sfânt să intre de grabă la stăruință și Domnul să reverse Duhul Sfânt peste noi. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Când vorbim de pază, eu cred că prima metodă prin care Dumnezeu ne păzește e prevenirea. E prevenirea. Măsuri de prevenție, așa ca medicină și ca la pompieri. Că e mai ușor să previi decât să recuperezi după aceea. Scrie parcă în Proverbe, capitolul 6, versetul 22, de sfaturile tatălui care trebuie acceptate și ale mamei. 21, dar de fapt de la 20 începând. Fiule, ascultă sfaturile tale, păzește, nu le păda. Și versetul 22 spune, ele te vor însoți în mersul tău și te vor păzi în pat și îți vorbi la deșteptare. Cum păzește o mamă un copil? Păi când e copilul mic, mama se duce la sobă și spune, nu pune mâna, că e buba. La voi tot așa se spune? Și copilul știe cât e unul mai curios, atinge. Și îl vezi că țipă și vine copil și că, măi, dar eu ce ți-am spus? Deci prima formă de ocrotire, de a ne păzi Dumnezeu, e prevenirea. Măi, nu fă că... Și vine mama, că s-a cântat din grupă, ați cântat voi din mamă și de tată, că trebuie să avem sfaturile astea. Noi prevenim copiii noștri, prin asta îi păzim. Ascultă sfaturile tatălui, nu le păda învățătura mamei, pentru că ele te vor însoți în mers și te vor păzi în pat. Nu că să nu cazi din pat, mai întâmplă, bă, câte unul mai cade din pat. Dar nu despre căderea asta. Câte căderi au oamenii în paturile lor, vai, 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 vai. Când vorbeam odată de anumite păcate din Galateni 5:22, ultima roadă a Duhului, înfrânarea poftelor, am spus că în biserica catolică, e permis, da? Sunt definite 7 păcate. Primul dintre ele pe listă e lenea. Și ei spun că lenea e atelierul în care se prelucrează toate celelalte păcate. Vine odată un tânăr la mine, spune, frate drag, am niște gânduri murdare, așa, dimineața când mă scol. Băi, cât era ceasul? Păi era 8. Păi tu trebuia să fii de la 6 în picioare.
Dar de zile la 6 te spălai, duceai afară, făceai treabă, dacă o fată la ora 5 jumate, păi prea de gravă. E cam de grav, nu? Hai, la 6, trezește și spală farfurile cel care le-a spălat aseară, își dă cost, nu mai are gânduri murdare. Dacă stai până la 10 și am venit cu plapuma, păi îți vin gânduri, căderi în pat. Dar păi spunea aici în proverbe, ascultă sfatul tatălui și a mamei, ele te vor păzi și în pat. Și Domnul să le dea pricepere, frații. Îmi aduc aminte de o întâmplare. Un împărat bun din Israel, care a făcut o reformă în Israel, o reformă în ce privește închinare, a reparat templu, la un moment dat trăia liniștit împăratul Iosia. Dar necumpăratul faraonul Egiptului a plecat într-un război. Și Iosia a ieșit înainte. Și ăsta i-a trimis vorbă, spune, mă, ce am eu cu tine, du-te acasă. Eu mă duc să mă lupt cu împăratul Cherchemișului pe Nil, pe râu. Și Domnul mi-a spus să mă grăbesc, n-am nimic cu tine. Și Biblia spune că dar Iosia n-a ascultat cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a prevenit, măi omule, du-te acasă. Câteodată și eu văd câte un frate agitat, mă spune, frate, du-te acasă, că e mai bine să te duci acasă. Nu, el stă acolo la război, că el vrea război. Și o trase un arcaș, așa, la întâmplare. L-a rănit și a spus, scoteți-mă că-s grav rănit. Dar nu era treaba ta acolo, doar te-a prevenit Dumnezeu. Dar dacă nu vrei să ascult, că prima formă de ocrotire îi prevenirea. De data asta vorbesc de prevenirea care o face mama, tata și bunicul are voie, fără un teolog, așa ca dumitare, are voie și bunicul, trebuie să îi prevenim pe copiii noștri, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. A doua formă, am spus eu că este o intervenție angelică, că sunt lucruri care nu le putem preveni. Dacă e un cutremur de pământ, ce să fac? Pot eu să previn asta? Eu am prins în 7-7-4 martie, cu tremur eram în Brașov, când blocul s-a fisurat așa. Așa umbla. Noi nu știam, că eram elev la liceu atunci, nu știam ce asta, noi râdeam, ne împingeam, până când unul din regii ne-a strigat, cu tremur, mă! Bă, păi am fugit tăți, acum ne-am dus pe după școală, am căutat niște pocăiți, ne rugam ca Domnul ne păzească, dar eu nu pot preveni cu tremur. În momentul când treci printr-o primejdie, care nu e din vina ta, vine Psalmul 34, versetul 7, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îl scapă din primejdie. Să aibă Domnul un înger. Copiii au un înger. Că Domnul spunea, vedeți, îngerul lor văd purul fața Tatălui. Să aibă și Simon un înger ocrotitor întotdeauna. La noi era sora Valeria, soția fratelui Ion, 35 de ani a fost prezbiter, proroc, făcut pușcării, condamnat de comuniști. Și îmi spunea cum era înainte, este un frate la noi, are 69 de ani, un om de bază în adunare, contăm foarte mult. Și sora Valeria, mă, eu spălam rufele într-un vas. Era înainte, nu, frate mai bătrân, un mângăleu, ceva de tablă și frecai acolo. Și Costică era în spate, avea un ciuvăr mare cu apă adânc și cum spălam așa, deodată m-am întors înapoi. Costică, curios, e mai mare ca mine, cu 7 ani, o căzut cu capul în jos. Nici nu țipa, nici nu plângea, că nu putea, era vasul strâmb, numai picioarele, l-a prins de picioare. Cine a fost acolo? Doar mama era lângă el. Dar noi, mami, păzim copiii, dar dincolo de paza noastră, să aibă Dumnezeu un înger. Acolo a fost un înger care un știm. Satul l-a ridicat de acolo și e o crotire a Domnului. Spune Biblia că Petru, în fapte capitolul 12, era în temniță. A doua zi trebuia să-i taie capul. Că asta plăcea la evrei, când l-au decapitat pe Iacov, tare s-au bucurat evreii. Și era în pușcărie, eu mă gândeam câtă pază, și era păzit de oameni, păzit ca să-i facă rău. Dar acum a venit Domnul și l-a păzit să-i facă bine. Măi, parcă era un criminal, legat cu lanțuri la mâini, dormea între 2 ostași, încă 16 ostași, 4 ostași, 4 cete, o poartă de fieră. Ce-a făcut Petru de așa era de bine păzit? L-a vestit pe Hristos. Și Petru era păzit cu armele, cu sâmbile, ca să-l omoare. Dar vine un cuvânt, cel ce păzește pe Israel, nu dormitează. Și acolo în temniță a venit Îngerul Domnului. L-a
trezit pe Petru, încinge-te, îmbracă-te, hai afară. Poate Domnul să intervină cu îngerii săi? O poate. Când suntem în primejde, când avem necaz, fraților, mă rog ca Domnul să intervină, să ne păzească. Domnul să binecuvinteze și să îl păzească. Și există o pază, am spus eu, prin călăuzirea Duhului. El îți va păzi sufletul. 121:7 versetul. Filipeni 4:7. Și pacea lui Hristos vă va păzi inimile și gândurile. Și acolo ne trebuie pază, că numai ce crește copilașul un pic și dacă nu ești atent, are gânduri rele, are gânduri stricate, că le strică. 2 Corinteni 11:3, Pavel spunea, dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva prin șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care sunt în Hristos. Se pot, frații mei, strica gândurile. Ori acum există o stricăciune care a coborât mult, mult, mult tacheta și vârsta. Tineri care se droghează, tineri care au acces la dezmățul lumii acesteia. Măi, eu mă rog pentru Simon să-i păzească Domnul gândurile curate. Dar mă rog și pentru noi, tuturor care suntem aici, să ne dea Domnul gânduri curate. Pentru că este o pază a lui Dumnezeu pusă în jurul nostru prin Duhul Sfânt. Și apoi spune Biblia, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Îmi plac îndurările Domnului. Plângeri 3:21. Iată ce mai faceți mai tare. Îndurările Domnului nu s-au sfârșit. Și bunătățile nu au ajuns la capăt. Le înnoiește în fiecare dimineață. Pentru Simon, să aibă Domnul bunătate și o îndurare în fiecare zi. Prin îndurarea lui. În 1 Petru 3:1, parcă. Spune că el, prin îndurarea lui, 1 Petru 3:1. Nu. Îmi scapă versetul. Stați acum, vă spun eu. Căutăm. Căutăm ca să nu greșim. Binecuvântat să fie Domnul care prin îndurarea Lui ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos la o viață 1 Petru 1:3, parcă, da? Așa, să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Nașterea din nou. El acum e sfânt. Că și eu am spus, am 60 și aproape 62 de ani de când îs pocăit. Îs pocăit de la un an. Un an am fost sfânt. Pavel spune în Corinteni, dacă părinții sunt credincioși, copiii sunt, un an am fost sfânt. Când am început să scot cenușa din sobă și să vărs apa pe masă și să trag fața din masă cu tătul, am avut nevoie de pocăință. Acum el e sfânt. Tu ești pocăit. Alexandra e pocăită. Dar când va crește mare, el trebuie să experimenteze și el nașterea din nou. Și asta e o îndurare a Domnului, care după îndurarea sa ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o viață, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi. Aș vrea, dacă Domnul zăbovește să vină, eu cred că venirea Domnului e foarte aproape. Așa cred, așa propovăduiesc. Dar dacă Simon va crește mai mare și va rămâne aici în adunare sau unde va fi, Domnul să-i dea îndurarea asta ca să poată să se nască din nou și să aibă experiența lui cu Dumnezeu. Și să aibă părtășie cu frații. Versetul, Psalmul 5, versetul 7. Dar eu prin îndurarea ta pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Știți că părtășia asta e o îndurare de la Domnul? Știți că frații noștri din Ucraina nu se pot bucura ca aici? Acolo în zonele cele cu bombardament. Dar știți că frații sau copiii pocăiți din Rusia, care-i strimiși pe front
și ar dori o clipă din asta și nu o au, dar faptul că noi suntem aici, că în România este pace, că avem părtășie și ne bucurăm, îi îndurarea Domnului. Asta face îndurarea Domnului. Ne cheamă la pocăință, ne naște din nou și ne dă mulți frați și surori, că nimeni nu lăsa tată sau mamă sau soră sau frate să nu primească însutit. Și mulțumim Domnului. Eu mulțumesc pentru frații de la Sighet. Și văd că adunarea din Sighet e așa în expansiune. Tot crește, tot crește. Și v-aș face urare, dar mă tem de Simi. Dea Dumnezeu să faceți altă adunare, că nu mai încăpeți aici. E bună? E ceva de lucru, da? Dar e o binecuvântare. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Nașterea asta, din nou, chemarea la pocăință, e o îndurare. Dar spunea David odată în Psalmul 51, parcă versetul 1, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta, șterge fără de legile mele. Iertarea care ne-o acordă Dumnezeu face parte din îndurarea Domnului. Are cineva din voi nevoie de iertarea asta? Are nevoie cineva de îndurarea asta? Să ne ierte Domnul pe toți, frații. Mi-aduc aminte de fratele Vorobeț, dumneavoastră cred că îl știți, era un frate din Caminca, a avut o lucrare într-o zi și a spus, voi trece mâine ca să te cercetez. Moșul era tare simpatic, l-am cunoscut bine. Dacă a avut înștiințarea asta, el a două zi s-a îmbrăcat, s-a bărberit, o spune, asta un post. Asta un post. Tătăzeu a cântat, a citit în Biblie și s-a rugat. Când vine Domnul și când vine Domnul, eu să fiu curat. O gătat ziua de post, a făcut seară, a luat o traiste, o pungă, s-a dus la magazin să cumpere ceva și când mergea s-a gândit el, avea un gând și îi spune Duhul Sfânt, iată că în clipa asta te-am cercetat și nu ești întru totul după voia mea. Și spunea moșul plângând, măi cât e de sfânt Dumnezeu și cât suntem noi oameni de slab. Avem nevoie să ne ierte Dumnezeu? Să ne ierte Dumnezeu. Și în îndurarea Domnului, odată un împărat a fost bolnav și Dumnezeu i-a făcut bine. Așa cum vrem și noi să ne facă bine. Și acum a început el să cânte. Nu știu ce voce avea, a făcut o cântare și în Isaia 38:16 parcă spunea, prin îndurarea ta se bucură omul din viață, prin ea m-am făcut și eu sănătos. Domnul i-a dat viață iarăși lui împăratul Ezechia. Și repet încă o dată, când te vindică Domnul de boală, e îndurare mare? Mă rog, Domnul, am înțeles mai mult ca altă dată că boala îi durere, îi necaz. La ce am văzut, eu am rămas marcat. Și am văzut că pentru unii viața contează foarte puțin. La noi, când e cineva bolnav în familie, plângem, ne rugăm, chemăm frați, acolo la spital, dacă moare, moare, dacă trăiește, trăiește. Vai ce am văzut acolo. Și cât e de bine când Dumnezeu vine cu vindecare. Asta e o îndurare a Domnului, să o aibă pentru noi tot. Ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze. Nu mai continuu din numărul 6. Ce înseamnă ca Domnul să facă să lumineze fața peste tine, Domnul să-și înalță fața, Domnul să-ți dea pacea. Întotdeauna micuțul ăsta, Simon, să aibă pace de la Domnul. Și noi de asemenea. Acum rezerv un pic de timp, că vreau să închei, să vorbesc de al doilea copilaș. Că am spus că mai vorbesc de un copilaș. Ăsta e un copilaș născut în chip firesc, din tată și din mamă, o naștere fizică, și mă rog ca Domnul, repet, a câta oară, nu știu, să-L binecuvinteze. Dar spunea despre Domnul Iisus, de exemplu, în Luca 2:52, nu mai știu, spunea acolo, copilașul creștea în statură și în înțelepciune și era tot mai plăcut, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Când vorbim de copii, eu dacă 13 ani n-am avut copii, la început, frate m-a judecat. Dragoș predică, dar el nu face copii. Și m-a judecat un an, doi, șapte, zece. Eu n-avem nevoie de judecata lor. Eu n-am făcut nimic ca să nu am. M-am rugat Domnul să-mi dea copii, n-am avut. Cam după 10 ani sau mai repede, a început să mă compătimească, săracul, dragul, și băia bun, dar n-are copii.
Vai, băieți bune, a soră, zânica, n-ai, dar n-au. Eu n-avem nevoie nici de judecata lor, nici de compătimirea lor. Dar așa a intervenit Dumnezeu și după aceea a început și mi-a dat mai mulți copii. Când a venit primul copil, m-am bucurat. Și la al doilea, și la al treilea, și așa mai departe. La fiecare copil eu m-am bucurat. Și pentru copii am avut o bucurie când s-a născut și o bucurie după aceea când a început să crească. I-am văzut cum se măsoară cu rigla. La mine copiii sunt mai mititei, că eu sunt mic, nevasta e mică și nu suntem tare înalți așa. Și puneau rigla, am mai crescut 2 cm, tata, în vacanța asta, nu știu cât, bravo mă, e bine că ai crescut. Deci eu ca tata am fost bucuros când s-a născut, dar bucuros se văd că cresc. Despre Domnul spune că creștea. Acum eu vorbesc de copiii care s-au născut duhovnicește în adunarea din Siget. Adunarea s-a bucurat, cerul s-a bucurat, îi mare bucurie, dar aș vrea ca acești copii duhovnicești care s-au născut să înceapă să crească. Și Doamne ajută-ne la... Că Petru pentru copiii mei spunea, laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Petru la bebi, la copilaș, le dă lapte duhovnicesc, curat. Dar Pavel mai târziu în 1 Corinteni capitolul 3 le spune, măi, dar voi tot copilași sunteți? N-ați mai crescut? Păi eu nu pot să vorbesc cu voi ca și cu niște oameni mari. Nu pot să vă dau hrană tare, spune acolo în versetul 3, că tot copilați sunteți. Într-o familie, dacă se naște un bebe, un copil, și la 10 luni e tot bebe, și la 3 ani e tot copilaș, se bucură părinții? Eram odată într-o familie bine cunoscută. Și dacă vă spun numele, mulți îl știți de aici. Aveam un copilaș care, nu știu, la 10 luni, la 8 luni, nu știu, că nu vreau să greșesc, nu putea să ridice capul de pernă. Deci sta așa ca o legumă, mama îi ținea, mama o prorociță, o recitatoare foarte bună, în familie de oameni foarte credincioși, nu putea să țină sticla la 10 luni. Vă dați seama. Și ne-am dus să-i facem ungerea. Ne-am dus acolo, am făcut ungerea cu un de lemn, erau mai mulți frați. Și la urmă eu am plecat și fratele Liviu Jeniuc mă ținea de vorbă, că e vorba de un nepot al lui. Mă ținea de vorbă, vine sora draga și spune că vorbiți liniștiți, că Abiel umblă prin casă. Deci după ce noi am plecat, Abiel s-a ridicat, l-a pus într-un rotobil, cum se cheamă, cu cărăcioare. Și întâi a început să meargă numai în spate, după a început să meargă în față, a ajuns în drept cu noptieră, era o floare, o prins, o trasă jos, mama, bunica s-a bucurat, ei nu putea ține sticla, acum trage florile jos. Și Dumnezeu i-a dat binecuvântarea, merge la școală, prin clasa 8, a 9, nu știu, și e copil normal. Și eu spun, slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar dacă nu mai creștea, dacă nu se dezvoltă, nu știu de ce, noi avem câțiva copii, în adunarea noastră sunt câțiva copii, cel puțin 10 familii cu copii bolnavi. Vecina mea care stă gard în gard cu mine, îi spune la nevastă mea, măi, Zănica, dacă l-a luat Dumnezeu pe Adrian, și mi-ar da 10 copii sănătoși în loc, aș fi mai bucuroasă. Au ajuns la 30 de ani, îl îngrijește ca pe un copil mic. Îi frumos asta? Iar place cuiva? Și tatăl său care e un om nal, voinic, așa, puternic. Și îmi spune sora Doina, nu-l mai pot îngriji, nu-l mai pot duce la baie dacă nu Ion acasă. Și Ion îl ia și îl duce, dar bolnav. Care copil se bucură? Dar pentru aceia care se pocăiesc, experimentează nașterea din nou, dar rămân tot copii, rămân tot lumești, spunea Apostolul Pavel. Oare se bucură adunarea? Dar Domnul Iisus se bucură? Și atunci eu mă rog în ziua de azi ca Domnul să dea o creștere duhovnicească la toți. Că spunea în Efeseni 4:15, să creșteți în toate privințele. Și Domnul să crească pe acei care mai sunt încă prunci în Hristos. În 2 Petru capitolul 3, versetul 18, spune, dar voi creșteți în harul și în cunoașterea Domnului. În Coloseni capitolul 3, versetul 10, spune că ne-am îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință. Aș vrea ca
prunce ăștia în Hristos să crească în cunoașterea Domnului, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și mai mult. La unul care vine din lume și o lua duminică botezul, eu n-am mari pretenții la el, ca a învăța el. Dar la unul crescut în familie de credincioși, la unul care o lua botezul acum 20 de ani, 30 de ani, și e tot prunc în Hristos și tot lapte și tot lapte și nu mai crescut duhovnicește, nu suntem tare mulțumiți. Eu aș vrea ca Domnul să ne crească și duhovnicește. Să ne crească în cunoașterea Lui. Cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Poate a fost o cunoaștere din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 16. Că așadar noi nu mai cunoaștem acum pe nimeni în felul lumii. Și dacă L-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem așa. Există o cunoaștere în felul lumii, care nu-i păcătoasă obligatoriu. L-ai auzit când s-o colindat, când... Din scripturi, chiar din scripturi, că unii cercetează scriptura numai ca să contrazică, din anumite scrieri, din anumite istorie, de la Iosif Flavius încoace, cu o trăit cineva în Palestina, îl cunoaștem. Dar nu-i suficient. Noi trebuie să avem o cunoaștere mai profundă. Și în Marcu, în capitolul 2, versetul 8, Biblia spune, Iisus a cunoscut îndată prin Duhul ce gândeau ei. Și le-a spus, pentru ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? Există o cunoaștere prin Duhul. Eu m-am mirat mult că ucenicii umblă cu Domnul 3 ani și jumătate, nu-L văd 3 zile și când îl văd după 3 zile nu-L cunosc. M-am mirat mult la asta. Măi, 3 ani și jumătate, faci misiune. Nu L-ai văzut pe un om 3 zile și când îl vezi după 3 zile... Maria credea că e grădinarul. Cum se întâmplă asta? Eu cred că Domnul a vrut să le dea o altfel de cunoaștere. Nu o cunoaștere fizică, după fizionomie, vorba lui Eminescu, după vorbă, după port. O vrut să le dea o cunoaștere prin Duhul. Și cunoașterea asta prin Duhul Sfânt să ne-o dea Domnul și nouă. În cunoașterea Domnului, acum îl cunoaștem din Sfintele Scripturi, Ioan 5:39, cercetați Scripturile, pentru că ele mărturisesc despre mine. Trebuie să cercetăm Scripturile, frate. Dumnezeu să ne dea dorința asta, să ne dea foamea asta după Scripturi, să-L cercetăm, în El găsim pe Domnul Iisus. Și așa îl cunoaștem. Să ne dea Domnul o cunoaștere prin Duhul Sfânt, prin descoperirile Duhului. Și mă rog Domnului pentru asta. O a treia formă de cunoaștere, cunoașterea prin experiențe personale. În dimineața învierii spune Evanghelia după Ioan că 6 ucenici au plecat la pescuit. Și dimineața pe sârmi era un tinerel și a strigat, copilaș, aveți ceva de mâncare? Ei o striga înapoi, eu parcă-i văd așa cu mâina, pâni, n-avem nimic, toată noaptea ne-am străduit, n-am prins nimic. Și strigă tânărul de pe mal, aruncați mreaja în partea dreaptă. O aruncat-o și când s-o tragă, nu mai puteau trage. Ioan se apropie, spune, este Domnul. Dar ce s-o apropia de mal? L-o văzut mai bine? Nu. În Luca, în capitolul 5, ei au avut o experiență de asta. Când au umplut 2 corăbii și Ioan a spus, ăsta numai Domnul. Numai Domnul îngrămădește toți pești din mreaja noastră. Este Domnul, cunoașterea pe bază de experiență. Când au început ucenicii să propovădească Evanghelia, au spus, ce am văzut cu ochii, am auzit cu... Măi, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Avem cunoașterea asta prin experiență. Sunt aici frași și surori pe care Dumnezeu i-a vindecat. Sunt frași și surori pe care Dumnezeu i-a scăpat din primejdie. Sunt frași și surori pe care Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a făcut bine și pot să spună, numai Dumnezeu m-a ajutat. E o cunoaștere prin experiență. Ar trebui ca și prunci în Hristos să avem cunoașterea aceasta. Și Biblia spune, dar voi creșteți în harul și cunoașterea Domnului. Să ne ajute Domnul. Mai scrie parcă 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 12, de o creștere în dragoste. Cum stăm cu creșterea asta în dragoste? Că mie mi se pare că bisericii din Efes îi se reproșează faptul că o părăsit dragostea dintâi.
Eu duminică am predicat la o căsătorie și am vorbit despre hoții dragostei din tâi. Când dragostea din tâi, cei care sunt căsătoriți, hai să vorbim de căsătorie, știți ce sentimente, cât erotiv, debordați de dragoste și după 40 de ani, ceva s-a pierdut. Nu mai este. Și am spus, mă, cine a venit și ne-a furat nouă universul ăsta frumos de după ziua anunții, de luna de miere? Ne-a furat cineva și nu mai avem. Care sunt hoții? Am identificat acolo câțiva hoți care ne fură. E bine, frații mei, dar noi în dragoste trebuie să creștem. Și acolo spune Pavel, creșteți unii față de alții. Dumnezeu să ne ajute. Pavel mai complică lucrul în Filipieni 1 cu 8 când spune, martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos. Noi ne iubim, că s-a vorbit ceva de dragoste, ne iubim pe toți, că dacă iubești pe cel care te iubește, nu ești grozav, ce lucru faci? Dar noi trebuie să iubim pe toți și pe aceia care ne fac rău și pe aceia care ne vorbesc de rău. Și Dumnezeu să ne ajute. Nu intrăm în detalii aici, dar am spus, poate și la dumneavoastră am spus, eu am predicat despre dragoste din Matei 13, pilda semănătorului. Și am spus că sunt patru fedruri de pământ. Dar eu am fost interesat că eu an de zile am aruncat sămânța cu mâna. Eu sămăram cu mâna și mai dam cu cai o grapă și încolțeam. Care știi ce vorbesc, poate unii. Dar eu eram curios câte boabe au aruncat în fiecare pământ. Și am spus că nu scrie, dar eu am dedus că de la pământul al patrulea, pământul bun, sămânță bună, sămănător bun, au încolțit. Și unul a dat 30, altul 60 și altul 100. Eu spun, mă, câte trei boabe au aruncat în fiecare. 1 Corinteni 13 cu 13. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare? E dragostea. Deci dragostea e aceea cu 100. Și am făcut o experiență într-o adunare. O fac și aici. Numărul 100 de frați. Și eu iubesc 99. E mult. Poate unii nu merită iubiți de mine. Dar eu sunt pocăit și iubesc 99. Dintre voi 100, numai pe unul urăsc. Atâta. Și la noapte vine Domnul. Unde merg eu? Gândiți-vă bine, unde mergeți? Dacă urăști pe o soră, iubește adunarea, cor, orchestra, cum îi iubesc eu, dar pe cineva nu poți să vezi, n-ai ochi și nu un cap în inimă. Și vine Domnul, unde mergi? Și vine Pavel, repet versetul din 3 cu 12 Tesaloniceni, să creștem în dragoste. Și Dumnezeu să ne ajute, frate, să creștem în dragoste. Și mai spune acolo în Corinteni 10 cu 15 că dacă a voastră, 2 Corinteni parcă, crește credința voastră, crește și câmpul nostru de lucru. Aș dori să ne crească Domnul în credință, frații mei. Să ne crească Domnul în credință. Credința, Roman 10, 17, vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Stăm mai mult cu cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim de lucrările Domnului. Cum voi răsplăti, eu, Psalmul 116, toate binefacerile Domnului făcute față de mine? Voi înălța paharul izbăvirul. Vorbiți de lucrările Domnului. Lăudați-vă cu minunile Domnului. Lăudați-vă cu vindecările Domnului. Spuneți că numele Lui e mare, că Dumnezeu e puternic. Eu mai multă vreme am umblat cu niște frați mai în vârstă la bolnavi, la ungeri cu unde lemn. Ba încă am început să acuz pe unii, frați, că îi mergea acolo, spunea, mă, ce ai, cancer? Oh, la Bacău era unul cu cancer, și uite, i s-a făcut ungerea, Dumnezeu l-a vindecat. Și eu am spus, măi, oamenii ăștia se laudă? Am ajuns să-i bănuiesc că se laudă. Ei nu spuneau că ei au făcut ungerea, dar am observat altceva. Ei, prin faptul că povesteau lucrările Domnului, aduceau credință acelui bolnav. Și deodată ăla spunea, dar și pe mine poți să mă vindeci, Domnul. Păi așa, măi, poți să te vindeci, Domnul. La noi a fost un frate străin. A avut 3 seri de evangelizare și rugăciuni pentru bolnavi. Am urmărit foarte atent, nu eram însurat, eram tânăr. Lângă mine era un frate care și acum sunt prieten bun cu el, numai eu știam. Spunea, Dragoș, așa mă doare capul de nu mai pot, mă doare, am luat și pastile. Dar vezi, nu spui la nimeni, era tânăr, nu voia să se audă. Când o spus dacă are cineva o boală să vină în față,
El o țâșnit de pe bancă, s-a dus în față. Eu m-am mirat. Fratele s-a rugat. Nu-l atingea, că am fost foarte atent. Am spus, măi, are dar de vindecare. N-am văzut dar de vindecare. Un om paralizat pe care l-a adus băieță, întins pe bancă, la rugăciune s-a ridicat și plecat picioare. Eu sunt om bătrân, știu ce vorbesc. Astea le-am văzut eu cu ochii mei. Și am spus, măi, dar ce făcea omul ăsta? Avea fratele ăsta un dar de a crește credința în tine, că nu-ți mai venea să stai pe bancă. Povestea lucrările Domnului, avea o însoțire a Duhului. Trei seri Domnul a făcut minuni la noi în adunare. Din seara aceea, de când a ieșit fratele Zanfir, îl chema, are o casă, copii, mai mic cu 2 ani ca mine, are 60 de ani, a fost vindecat și vindecat a rămas. Nu că fratele ar fi făcut, nu știu, manifestări, nici ungeri cu un de lemn, dar așa stârnea credința în adunare, abia așteptai să înceapă rugăciunea. Și Dumnezeu lucra pe baza credinței acelui bolnav. Să ne mărească Domnul credința. Nu intrăm în detalii cu credința. Parcă la Betania spuneam numai de un pericol. Și acum închei. Când vorbim de credință, să știi că sunt și credințe zadarnice. O credință zadarnică, am spus eu, e credința fără pocăință. Că în Fapte, capitolul 20, versetul 21, Pavel spune: eu am vestit grecilor și iudeilor pocăința față de Dumnezeu și credința față de Hristos. Am întâlnit oameni care au mare credință. Și spune, frate, dar eu am credință. Cineva mi-a arătat un videoclip din ăsta în care tineri, cu mâinile pe sus, mai mult zburdau decât se rugau, așa, și spunea, uite, dragoste, credință au. Mai au credință, dar n-au pocăință. Ăștia pocăință n-au, după cât văd eu. Și am întâlnit oameni care cred, dar nu-s pocăiți. Astea două merg bine împreună. Cred pocăința, întâi pocăința față de Dumnezeu și apoi credința în Domnul Iisus. Asta nu e o credință bună. Domnul să ne dea credință, de ce e bună, fraților? Și apoi mai spune Scriptura acolo, 1 Corinteni, cât 15, că unii nu cred în învierea morților. Nu cred în învierea morților. Spune că dacă nu credem, nici Hristos n-a înviat, credința noastră e zadarnică. Adică ei au o credință pentru lucrul de și o nădejde. Am un examen greu la medicină. Eu cred că Dumnezeu mă ajută. Și mă ajută, și bun. Eu cred că e o credință bună, dar numai pentru lucrurile de aici. Dacă pentru lucrurile de aici ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți. Noi trebuie să avem o viziune perfectă a Bibliei. Să credem că vine Domnul, există o înviere, există o răsplătire și o moștenire veșnică. Domnul să ne dea credința asta. Eu mă gândeam că n-am ce predica, acum nu mă pot opri. Să vă binecuvinteze Domnul pe toți. Să binecuvinteze Domnul acest copilaș, care văd că e cu minte. Eu am întâlnit copii, eram cavaler, la noi erau 10 mame la binecuvântare și un frate a predicat cam cât mine, aproape o oră. Și un copil așa țipa și țipa, eu îi spun la un frate, care avea mult copii, uite pe ăla, luăm la tenor, uite ce voce are. Dar fratele îmi spune, eu n-am pretenție la ăla să tacă, eu la ăla am pretenție să oprească. Acum Domnul să le dea înțelepciune la toți, mă bucur că suntem la adunare, mă bucur, Sami, pentru tine, mă bucur, frate Simi, pentru neamul Bumbar care crește, să fiți oameni binecuvântați, să crească pruncii ăștia născuți așa fizic, dar să crească și pruncii născuți duhovnicești. Amin.